Cu Gianni Chiriță. Te salutăm, Gianni. Vă salut și eu. Ce faci? Cum ești? Pe la birou sunt. Stai că am făcut așa, la birou, nu? Da, da. Deci, să ajutăm Dinamo, la Dinamo Win. Ai început cu munca de birou, Gianni. Da, da. Știam eu că te reprezintă asta, munca de birou, e pentru tine. Nu, stai puțin, vin o oră și vor mă plec, am treabă, nu e ca atât, asta mă... Gianni, nu te speria. Auzi vorba noastră, dar nu-ți dragă, nu te speria. Asta mă speria sunt Gianni, că nu înțelegeam ce cu munca de birou. Nu. Păi poate că ar fi bine să fie o mână de fier ca tine în birourile de pe la Dinamo. Gianni, păi nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo, nu că ar înțelege cineva. Adică... Păi nici eu nu înțeleg, sincer, și cred că toți, adică toți ne punem semne de întrebare și ne întrebăm, bă, dar ce este de făcut, cam ce ar trebui să facem? Nu avem un răspuns, sincer. Adică aduci un antrenor, echipa dă semne, vestiarul, pentru că toată lumea în frunte cu tine, că te-am, inclusiv când ai fost și ultima dată în mijlocul lor, asta le-ai zis, băi, e nevoie de un vestiar puternic. Vestiarul dă dovadă de faptul că e strâns în jurul antrenorului, că e puternic vestiarul. Da, se crease legătura aceea. Lăsați-ne să încercăm împreună. Nu, dar culmea, acum nu spun conducătorii, vin suporterii și spun, băi, nu avem încredere în faptul că voi sunteți o forță în vestiar, trebuie să schimbăm. Păi stai puțin, noi tot am vorbit pe parcursul anului de echipa asta, oricât am fi noi de pozitiv, oricât am încercat să nu dăm în ei, sunt foarte mulți, mai mult de 3 sferturi, care efectiv n-au valoare de Dinamo. Și atunci, de unde vrei să ai puterea asta, vestiarului? Este foarte greu să crezi așa ceva. Fără jucători de valoare. Nu ai cum. Plus că trebuie și antrenorul trebuie să aibă chimie cu acei jucători. Și cu ăștia care sunt acum trebuie să aibă chimie. Păi părea că, nu știu, s-a stabilit, nu știu, chimie sau ce materie o fi, dar părea că sunt lucrurile sunt ok. Au intervenit, l-au cerut, mă rog, prin vocea lui Steliano Filip, cine mai era pe acolo, jucător, să spunem, reprezentativ, deși Steliano a revenit acum de curând în mijlocul din Dinamo. Băi, să faci atât acasă cu băiatul ăsta, Steliano Filip, serios, care sunt jucător, mai ales cum e și el, care săracul doar dă din gură, o spunem așa, fotbalistic. În vestiar nu trebuie să vorbești, trebuie să joci, trebuie să arăți pe teren. El e genul de jucător care dă din gură, latră degeaba. El trebuie să latre în teren. Nu să dea din gură stânga și dreapta, ba să ceartă cu antrenorii, ba ăla nu e bun, ba... Dar tu ce faci, mă, băiatule, când intri în teren? Tu te uiți la tine că te bate clinceni, te bate voluntar, te bate echipe care pe timpul nostru nici nu existau decât erau de încălzire. Și voi nu sunteți în stare decât să vorbiți. Băieții ăștia nu știu decât să vorbească. Ei nu știu să joace fotbal. N-au nici valoarea necesară. N-au câștigat nimic în viața lor. Trofee, nu știu despre ce vorbă, dar în continuu ei vorbesc. Vorbiți-vă pe teren, bă, băieți, băi. Plus că au o agresivitate, că, apropo de agresivitate, și cu tine vorbesc, adică vorbești în cunoștință de cauză, dar era agresivitatea aia, răutatea aia pozitivă, pentru că nu mi-am amintesc când vremurile acelea să fie cartonașe roșii pe bandă rulantă, adică e meciul și cartonașul roșu. Și când ai o echipă șubredă... Dănuț, despre ce vorbim, despre ce cartonașe roșii vorbim? Că noi luam pe cartonașe roșii altfel, ăștia nici măcar cartonașe roșii nu știu să ia. Serios, mă uit la niște faulturi din alea de Liga 3-a, intrări de Liga 3-a, jucători de Liga 3-a. Serios vorbesc, până acum am tot vorbit, am tot lăsat, lasă-i în pace să nu vorbești urât, că poate le trebuie moral. Bă, băieți, ăsta e mesajul. Intrați pe teren, câștigați meciuri, că nu trebuie să dai din gură, trebuie să arăți fapte. Deci tu trebuie să vorbești doar cu faptele, nu cu vorbe. Da. Venirea lui Dușan Urin crezi că ar putea să fie? Pentru că aici e vorba și de, repet, și pun accentul pe asta, DDB intervine destul de în forță, ca să zic așa, în viața echipei. Păi na, e cam ultima speranță pentru Dinamo. Venirea lui Dușan Urin. A mai fost la Dinamo. Na, e un antrenor mai cu experiență. Sincer, îl prefer pe el decât pe Stoican. Am înțeles.
Da, e de văzut. Ce... O garanție n-ai cum să ai niciunde, no. Atât mai puțin la Dinamo acum, în perioada asta. Nu, dar mesajul ăsta ar fi pentru băieții ăștia. Băi, să intrați acolo, mă, mai sunt câteva meciuri, să intrați, să muriți pe teren, să lăsați vorba și dacă se câștigă un meci, tot capul pământ, tot trebuie să munciți până la final. S-a săturat lumea de voi, s-au săturat toți de voi, sau ne-am săturat noi de ei, doar să latre aiurea pe la televizor și până interviuri. Da, vom... Pentru că, Dane, hai să spun ceva, de ce sunt așa și vorbesc? Pentru că noi am trăit prin fapte, nu prin vorbe. Am și vorbit, într-adevăr, dar după ce am făcut, am câștigat niște campionate, se răsfrânge și asupra noastră, pentru că suporterii, mergem și noi pe stradă, oamenii ne întreabă pe noi, ce facem cu Dinamo, dar ce facem? Uite-te cum își bat joc de noi. Na, noi suntem și noi, la fel, avem aceleași trăiri, chiar dacă ne-am lăsat de fotbal. Adică am respectat tricoul lui Dinamo. Să vezi 2-3 jucători de ăștia care latră și n-au câștigat nimic în viața lor, niciun trofeu și vin și pupă la interviuri, că facem, că dregem, să ceartă și ei nu joacă nimic, nici măcar cu o echipă de Liga 3-a nu pot să joace. Da, am văzut și un dialog la distanță între Rednic și Stelian Filip, apropo de... Despre asta este vorba, da. L-am văzut și eu. Bă, băiatule, nu o să-ți vezi de treaba ta, tu te iei cu un antrenor. E titrat, nu contează, e cu experiență. Și eu să știi că am avut contre cu antrenorii, dar le-am avut așa, la modul frumos, de respect, în primul rând, de antrenor. Și nu public, n-ai adică public nu mi-amintesc să fie. Nu, public, niciun caz. Nu, chiar nu, niciun caz. Nu le-am avut, am avut discuții private. Dar ei ies așa cu nonșalant, să zici că au câștigat Champions League și n-au câștigat săracii nici măcar la loză în plic. Și nici nu or să câștige niciodată nimic cu mentalitatea asta. Voiam să te întreb, că e derby în weekend, din păcate, undeva la Mioveni și undeva fără spectatori, din cauza, nici nu știu ce să zic, din cauza cui, și a galeriilor, dar și a oamenilor care se grăbesc să ia niște măsuri de-astea drastice prea repede. Mi se pare că locul spectatorilor e în tribune și cei care nu știu să respecte comportamentul pe un stadion, să fie extrași și să fie interziți pe stadioane, nu să interziți accesul tuturor spectatorilor. Dar dincolo de asta rămâne un derby și e așa încins și de faptul că Adi Mutu va fi pe banca Rapidului. Adi fiind și fost jucător, fiind fost conducător, până la urmă Adi a fost cu Cosmin Contra în ultima perioadă bună a lui Dinamo, când s-au bătut la titlu până în ultima etapă. Păi na, acum cu venirea lui Dușan Urin, cred că un pic atitudinea se va schimba și îmi doresc să se schimbe, pentru că nu mai au foarte multe meciuri și ar fi benefic pentru echipă să schimbe atitudinea, să câștigăm meciuri, un meci, două, trei. E, uite, ăsta cu Rapidul se poate câștiga, pentru că în celălalt meci pe care l-au avut, au avut șansa lor și s-a văzut că au vrut cât de cât. Dar nu este de ajuns. Și într-adevăr, Adi a fost la Dinamo, a declarat că e profesionist, e antrenor, își vede de treaba lui. Na. Da, vom vedea. În orice caz, un meci interesant. Vedem ce se mai întâmplă la Dinamo. L-așteptăm și pe Dușan Urin în cursul zilei de azi. Mersi mult de tot, Gianni, și spor, hai că te-am ținut. Spor la birou acolo, rezolvă ce mai trebuie. Am stat prea mult și plec. Da, chiar astăzi. Uite, acum, de exemplu, cu câștigătorii din platforma Dinamo Win, o să merg pe 29 martie la Olanda-Germania. Ah, foarte frumos. Foarte bine. Am văzut că ai fost la Inter cu Liverpool, nu? Da, Inter-Liverpool, Barcelona-Atletico Madrid. Uh-huh. Deci să vrea un proiect bun. Ușor, ușor trebuie și echipa să ajute ca să poată vină acești bani în club. Înțeles. Dar bun ăsta, Inter cu Liverpool, ai văzut și aseară returul era cât pe ce să... Era cât pe ce. Era cât pe ce. Erau trei bări, era scor fluviu. La câte bratări au avut Liverpool? Da, las că zic, da. Că eu nu sunt cu Liverpool și de-aia încerc să fac atmosferă pe aici. Da. Mersi mult de tot, Gianni. Bine, și eu. Toate bune. Haideți să